Cenaclul literar Luceafărul organizează la acest sfârșit de săptămână, în parteneriat cu Asociația de Tineret Ion Vina și Muzeul Județean Teoharie Antonescu, diverse acțiuni culturale de evocare a personalității lui Mihai Eminescu. Oameni de cultură, profesori, elevi și membri ai Cenaclului vor recita poezii și vor susține momente de evocare în incinta școlilor și instituțiilor de cultură. Momente culturale artistice pline de sensibilitate vor avea loc începând de astăzi în două localități din județul nostru, la Oinacu și Băneasa, unde în colaborare cu școlile și Căminul Cultural se vor desfășura recitaluri de poezie, expoziții de carte, vizionări de filme document referitoare la viața și opera eminescheană. Se vor întemeia două noi cenacluri literale ale elevilor din aceste localități rurale și se vor prezenta volumele Aproape de Luceafăr și Eminescu și Giurgiu ale scritorului giurgiuvean Emil Talianu. Ca în fiecare an, iubitorii versului eminescian sunt așteptați de la ora 10:30 în alei pentru a participa la pelerinajul de la statuia realizată de Corneliu Medrea, după care sunt invitați în incinta Muzeului Teoharie Antonescu, acolo unde va continua comemorarea lui Eminescu. La Muzeul Județean, personalități ale culturii giurgiuvene, domnul Emil Păunescu, Mircea Alexa, Emil Talianu și cadre didactice vor susține scurte expuneri cu privire la trecerea lui Eminescu prin orașul Dunărean. Se vor face auzite versurile inemuritoare în interpretarea unor elevi din Giurgiu, Găujan, Oinacu, Băneasa, Gostinu, Izvoru, dar și versuri proprii ale membrilor cenacului nostru și vor fi vizionate expoziții de artă vizuale, de carte eminesciană și fotodocument sub genericul Din valurile vremii.